Amin. Și împreună să zicem: Tatăl nostru, fiecare păstor normal la cap trebuie să predice cam de două ori pe an despre bani. N-am predicat anul ăsta nici măcar o clipă, ia să sfârșește anul și nici acum nu o să vorbesc direct despre asta, ci o să vorbesc despre ceva ce Dumnezeu mi-a descoperit marți seara la rugăciune, când vorbeau frații, fratele Beni și ceilalți, despre blestemul pe care îl proferăm în viața noastră prin propriile cuvinte pe care le rostim. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, în capitolul 14, de unde citim de la versetul 13 și citim despre această minune fantastică pe care Hristos, Matei, capitolul 14, de la versetul 13, Iisus Hristos, Domnul nostru, face o minune fantastică înmulțind niște pâini și niște pești și înmulțindu-ne așa fel încât 15.000 de oameni au fost săturați. Și în această dimineață să vă vorbesc despre blestemul acesta din versetul 17. N-avem decât. Atât avem. Atât am avut tot anul 2018, n-avem decât atât. E bine, acest lucru trebuie ca să vă dea de gândit astăzi. Pentru că ni s-au întâmplat foarte multe lucruri. La mulți. Sănătate rea. Atâta sănătate avem. N-avem decât atâta sănătate. Ce să facem? Bani puțini. N-avem decât atâta bani. Resurse. Optimism. N-avem decât atâta optimism. N-avem decât atâta pace în inimă. N-avem decât atâta pace în casă. N-avem decât atât. Ca biserică, numai atâta. Avem? Atâta putem? Atâta? Și ne blestemăm? Continuu. Zi și noapte. Dimineața până seara. Ca familii, ca indivizi, ca biserică. Ca societate, țară săracă, n-avem decât atât. N-avem decât guvernanții ăștia, n-avem decât președintele ăsta, n-avem decât România asta, n-avem decât 20 de milioane de români, atâta suntem, puțini. N-avem decât atâția bani, n-avem decât atâția kilometri de autostradă, atât. Ne blestemăm ca țară, ca indivizi, ca biserică, ca familie, n-am decât prunci ăștia. Ce să fac? Și mi-o dat Dumnezeu răi, cum sunt buni, n-avem decât atât. Despre acest blestem vreau să vă vorbesc în dimineața aceasta, dar până atunci, haideți să ne uităm puțin la textul acesta. Iisus poartă de grijă, primul lucru pe care vreau să-l învățăm astăzi, Iisus poartă de grijă tuturor nevoilor mele. Dacă încă mai aveți probleme cu acest n-avem decât, vreau să vă spun că Iisus Hristos poartă de grijă tuturor nevoilor noastre. Fiți atenți ce se întâmplă acolo. Era mâhnit din cauza lui Ioan. Ioan Botezătorul murise. Erau veri. Iisus era foarte supărat și spune că a vrut să plece când a auzit vestea că lui Ioan i-a tăiat capul Irod pentru nenorocita aceea de femeie. El se duce și nu mai vrea să mai vadă pe nimeni. Este în stare să-i lase și pe ucenici în timpul ăsta, când vrea să se ducă și el să aibă o zi de concediu, îl îmbulzez noroadele și zic, vorbește-ne. Marea problema noroadelor, acolo era una spirituală și Iisus Hristos se oprește și ține 7 predici, 7 pilde. Îi hrănește spiritual. Oamenii simt dintr-o dată putere, simt... Știți ce vă rog, cei de la tehnic, opriți vă rog frumos becul ăsta, că mă nervează, a zvârlă cum a dubeu o boxă, continuu pâlpâie. Mai bine să fie mai puțină lumină aici în ăsta decât să chinezesc așa să... Și Iisus Hristos îi hrănește pe oameni. Uite, nu știu dacă mă credeți, cea mai mare foame pe care o simte orice individ, indiferent cât de păcătosul, nu-i foame de mâncare, este foame de... o foame spirituală. Numai că oamenii și-o duc pe unde nu trebuie această foame de spirituală. Pe la vrăjitori, pe la tot felul de... citesc tot felul de prostii, tot felul de lumini albastre și violete. Sunt oamenii aceștia care așa ajung, în starea aceasta ajung, încât foamea aceasta spirituală de obicei este prinsă de
de alte lucruri. E bine, puțini oameni înțeleg că foamea spirituală nu poate decât Hristos vindecă. Noi suntem goi și goliciunea aceasta noastră nu e în primul rând goliciunea picioarelor sau goliciunea stomacului, ci goliciunea sufletească, spirituală. Oamenii striști pentru că de fapt nu l-au pe Dumnezeu. Iisus se oprește supărat. Nu poți predica numai când îți merge bine, nici când ești vesel. Iisus predică 7 predici, ține acolo, 7 pilde le spune despre împărăție, le vorbește despre împărăție. Bun. În momentul în care oamenii se satură spiritual, știți care e cea de-a doua nevoie pe care o resimt și cu care ajung în fața lui Iisus Hristos? Știți care? Bolnavi. Au început să-i aducă bolnavi, unul după altul, și au zis, vindecă-i. Iisus Hristos vindecă și bolnavi. Și își vindecă pe toți și își găsește vreme pentru fiecare, își găsește timp pentru fiecare. După care apare cea de-a treia problemă, foamea. Dacă Iisus Hristos poartă de grijă Spiritului, Duhului, dacă Iisus Hristos poartă de grijă trupului meu, și când vorbim despre boală, frați și surori, eu nu vorbesc numai de trup. Există bolile minții, dar mai este ceva. Problema este că o boală trupească îți afectează spiritul, îți afectează inima. Nădejdea amânată a vindecării îmbolnăvește inima și o îmbolnăvește de lipsă de Dumnezeu până la urmă. Ei bine, Iisus Hristos îi vindecă, Domnul nostru, și după aceea simte că trebuie să mai facă ceva. Trebuie să-și sature. Această nevoie a oamenilor era dată deja, erau de zile cu el acolo și nu mâncaseră. Să uita la ei, câtă vreme au predicat, nu au avut nevoie de mâncare. Nu s-au uitat la ceas niciunul. În clipa aceea se întâmplă ceva, le foame. Și Domnul face și lucrul acesta. E interesat de toate zonele vieții tale. Dacă vede că ai un gol spiritual, El ți-l umple. Dacă vede că ești bolnav și simți lucrul ăsta și ai nevoie de vindecare și te duci la El, Iisus Hristos te vindecă. Dacă ți-e foame, tot El te satură. El nu e interesat numai de inima ta, e interesat și de stomacul tău, e interesat de ochii tăi, e interesat de viața ta, de diabetul tău, e interesat de relațiile tale, de anturajul tău, este interesat de cu cine îți bei cafeaua dimineața, pentru că oamenii ăștia te pot duce în iad. Este interesat de orice domeniu a vieții tale. Hristos îți poartă de grijă. Nu știu cum să vă explic această purtare de grijă a Lui mai bine. În toamna aceasta, să vedeți ce pățesc. Mă duc, ce cad merele astea înainte de toată vara au căzut. M-am dus și care erau bune, le luam, le puneam deoparte, să vedem ce putem salva. Toate aveau vermenele. Mă duc, eram sus la cabană, la mine, acolo, la deal, aud câini, pădure, câinii lui vecinul meu. Nu, n-are el găini, n-are, are câini. E sărac lipit pământul, cu cât ești mai sărac, o taie nevoie mai mult de mai mulți câini să te apere. Că și scrie, adică avem noi poezia, ne apărăm și sărăcia și nevoile și neamul. Și atunci câini, dar să vedeți ce câini urâți. Deci fără piele mulți, fără păr, o haită de aceea, mănâncă pisicile, se mănâncă unul pe altul, e nenorocere, un lanț trofic. Toți câinii aceia s-auzeau în pădure, am auzit o zbatere așa puternică și dintr-o dată un pui de căprioară, într-o viteză speriat, o fugit direct până la mine la picioare. Urmărit de câini, o preferat omul, uitând că, de fapt, omul, într-o viteză foarte mare, pui de căprioară speriat, a venit direct până la picioare la mine. Eu eram cu asta de mere, cu găleata de mere în mână, câinii după căprioară. Ce bătălie! Cum plecau merele în cap la câini. Cum i-am făcut vegetariani, știți? Nu vă dați seama, m-a și bătut cu toți câinii din tot dealul ăla de acolo. Pentru că toți câinii din dealul ăla erau neputincioși în momentul în care slăbiciunea căprioarei s-a întâlnit cu puterea mea. Nu există câine în universul acesta și nu-i lup. Nu există boală în universul acesta și nu există rău. Nu există blestem în universul acesta. Să stea în fața ta, că slăbiciunea ta se întâlnește cu puterea Lui. Că slăbiciunea ta se întâlnește cu puterea Lui.
Dumnezeu care poartă de grijă. Cu cât ești mai slab, cu atât ai mai hotărât să rezolve lucrurile. Pe Dumnezeu nu-L întărâtă mai tare decât un sfânt de-a Lui ajuns în necaz. Pentru sfântul ăla face totul. Să supără Dumnezeu. Mi-am adus, vă povesteam eu, sunt atâtea întâmplări miraculoase atunci când a fost reforma Luther, cu oamenii lui Luther, vă povesteam când eram în biserică jos pe 22 decembrie despre unul dintre mari oameni lui ai reformei, Johann Benz, urmărit de catolici să-l prindă să-l omoare. Și spune istoria despre el, era prieten cu Luther, spune istoria că s-a ascuns într-o stivă de lemne. 2 săptămâni de zile l-a căutat în zona aceea. Stătea în stiva de lemn. Nici să miște. Gândiți-vă că din prima zi, când s-a ascuns în stiva de lemn, a venit o găină, s-a băgat pe gaura aceea unde stătea el ascuns. N-a zis găina nimic. Numai a ouat un ou. Atât. Și-a plecat. L-a mâncat. 2 săptămâni, 15 zile a stat în stiva de lemn, povestea Luther despre el. 15 zile au stat în stiva de lemne. În fiecare zi să-și potrivească ceasul. Găina venea, ua un ou și pleca. După 15 zile s-a dus de acolo. Vreau să vă spun ceva. Dumnezeu nu-i lasă pe lui la greu. Dumnezeu își trimite găinile din universul acesta, cloșca cu pui de aur. Și Dumnezeu își binecuvintează poporul. Un ou pe zi l-a ținut în viață. Și tot un reformist, am uitat cum îl cheamă, ascuns într-o peșteră, zice, primul lucru pe care l-am observat, mă căutau catolicii să-l omoare și pe el, primul lucru pe care l-am observat în clipa în care m-am pus în peșteră, a fost faptul că a venit un păianj în mare, prima dată am vrut să-l omor, după ce am auzit o voce, e de meu, nu pune mâna pe el. A început rapid păianjul să facă să-și pună plasa rapid în gaura peșterii. Când a venit armata să-l prindă, ce nu-i nimic aici, ci că este păianjen. Și-a plecat. Am realizat de atâtea ori în viața aceasta a mea că pentru omul lui Dumnezeu o pânză de păianjen e mai tare decât pentru omul din lume o plasă de metal. Slăvit să fie Domnul! Pentru că Dumnezeu și-i păzește pe lui și-i binecuvintează. Nu vă fie frică. Hristos poartă de grijă tuturor nevoilor dumneavoastră. Hristos ne poartă de grijă fiecare dintre noi. Eu nu zic că viața e ușoară. Viața e grea. Când depinzi de pești, când depinzi de circumstanțe, de pâine, când depinzi de salariul soțului, când depinzi de atâtea lucruri, e greu. E greu și să spui oamenilor că Dumnezeu se îngrijește. Povesteau, scriau soră săptămâna trecută. L-am iubit, l-am luat din dragoste, am făcut prunci cu el. Tineri amândoi încă tineri, n-ajusese la 40 de ani. Aveam copii ca florile. M-am culcat cu el noaptea, ne-am pus în pat unul lângă altul, după ce ne-a rugat. Pe la ora 2 noaptea îmi spunea femeia, n-am mai... A simțit ceva, o teamă nelămurită. Dintr-o dată, dormisem. M-am trezit. Lumina lunii bătea pe geam. Bătea pe fața lui. Am văzut care sânge pe nas și în jos. Murise în somn, într-o fracțiune de secundă. Nici măcar n-am mai putut să întind o mână spre mine. Spre mine. Atât n-am putut să fac. Hai că mi-e rău. Am realizat atunci, spunea sora noastră, cât de slab suntem în fața universului. Ne punem încrederea în oameni, în familie și nu-i rău. În biserică, nu-i rău. În prieteni, nu-i rău. Dar ascultați-mă, toți sunt neputincioși. Nu sunt stare nici măcar să întind o mână. Atât să zic că mi-e rău, ajută-mă. De fapt, trăim singuri, murim singuri și până la urmă numai Hristos poartă de grijă. Și poartă de grijă tuturor nevoilor noastre. Primul lucru. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun în această dimineață. Iisus ne verifică în mod constant credința. Iisus ne verifică în mod constant credința.
Fiți atenți ce zice în versetul 16. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Prima dată i-a întrebat copiii, aveți ceva de mâncare? N-avem. Într-o altă evanghelie paralelă cu lucrul acesta, dar nu știa ce au. Domnul care cunoaște toate lucrurile, care numără firele de păr din cap, nu putea să numere și banii din buzunarul lui Iuda, că la el erau. Ba da, dar ce aveți întreabă? N-avem. N-avem decât atâta. Dați-le voi să mănânce. Ce să le dăm să mănânce? Văzut 15.000 de oameni și ei o mână de ucenici și 200 de lei în buzunar, că atâta zice corăvut. Dați-le voi să mănânce. Normal, e imposibil practic. Problema nu era lipsa hranei. Problema lor nu era lipsa hranei, ci era lipsa credinței. Marea lor problemă nu era faptul că nu aveau pâini, ci că nu aveau credință. Nu pâini în traistă, credință în inimă n-aveau. Dragilor, de fapt, întrebarea era aceasta pe care a spus-o Hristos. Aveți voi credință că eu pot face o minune astăzi? Asta a pus întrebarea. Asta e întrebarea lui Iisus, a Domnului nostru. Aveți voi credință că eu pot face o minune astăzi? Credința noastră va fi testată în fiecare zi. Nu ca să ne facă Domnul de rușine. Pentru că s-o simți rușinat. Dar nu putem zice, nu avem decât atâta. Credința noastră e testată nu pentru a ne face de rușine, ci pentru a ne întări. Pentru că în momentul în care credința ta este activată, Hristos face o minune, automat viața ta de credință se întărește. Deci Iisus nu vine să te umilească, să te pună la colț. Știu că n-ai. Pentru că pe undeva te enervează testul repetat. Pe undeva te enervează lucrarea de control în fiecare zi. Extemporal în fiecare zi. Dar El nu vrea ca să te umilească. El vrea ca să te crească. El vrea ca să vezi minuni cu El. Și în momentul ăla să te ridici în picioare. Să fii puternic. Să vedeți. Credința, clar, zice Iacob. Hai să ne ducem aminte, pentru că asta contează foarte mult. Iacob 1, 2, 3. Frații mei, să priviți cu o mare bucurie. Nu să vă dați cu pumni în cap. Zice, când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Punct. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut asta în viața noastră practică. Că atunci când avem probleme, noi le abordăm funcție de ceea ce suntem până la urmă. Dacă suntem niște oameni care ne luăm după simțuri, mă, simt că... Și ce au simțit ei atunci, ucenicii, toți 12? Au simțit că trebuie să le dea drumul să plece acasă. Nemâncați. Asta a fost prima simțire pe care au avut-o. O băgam în buzunar, 200 de lei, simțim că voi, Dumnezeu să vă sature. Asta a fost ce simți, nu? Ce-or simțit? Ce simțim și noi? Simt aceea, cred că mă duc. Automat lumânare, harfa, cântare 202, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Asta sunt țâi. Noi mergem mai mult, parcă suntem toți copilul Freud. Simt că trebuie să fac un bine, simt că trebuie să tac din gură, bine că nu simt, ar trebui să simți mai mult asta. Simt să facem lucrul ăsta, simt să-l facem pe celălalt. Și eu simt să le dea drumul acasă. Dacă ne luăm după simțuri, simțurile înșală. Sau poate că suntem oameni care ne place să gândim logic. Pentru că au acționat și cu mintea. Alți ucenici nu aveau treabă cu simțitul. Alții au avut treabă cu mintea. Și au zis în felul următor. 200 de lei, un leu meniu, 200 de oameni mâncați, mai rămân 5 pâini, 2 pești, noi ucenicii ceva acolo. 200 de oameni până la urmă. Și ce facem? Mai rămân 15.000. Ce facem cu ei? Atât. Mintea. Mintea a început să dea drumul la calculatoare. Asta putem să facem. Te uiți acasă, ce mi-a mai rămas? Aleluia, uite-te, într-adevăr, parcă cangrenează piciorul drept, dar pot trăi și cu stângul. Mintea funcționează. Mintea ne spune, bă, atâta dau, mă, nu dau mai mult, pentru că, uite, vin de plătit impozitele. Vin impozitele peste tine. Vin sărbătorile. Un brad îți trebuie și ție, 25 de bomboane, ca și cum n-ai putea înveli nucile în staniol. Bun, da, în sfârșit, mintea funcționează. Atâta pot, da, atâta pot, ăsta e... Afară plouă, nu mă mai duc la biserică. Mintea. Mintea noastră care face tot timpul calcule. Și nu vezi minuni în viață pentru că mintea calculează.
Și mintea nu lasă loc minunii. Mintea nu lasă loc mirării. Atâta pot. Numeri banii, banca, vezi ce mi-a rămas, câți copii ce mi-a rămas. Spune cuvântul Dumnezeu că există puțini oameni care cred. Și ăștia care cred fac următorul calcul. 5 pâini, 2 pești, 5 pâini plus 2 pești, plus Hristos, 15.000 de oameni hrăniți. Ăștia sunt puțini nebuni, dar sunt oameni care trăiesc, sunt oameni care au ce povesti și la nepoți și sunt oameni care nu trebuie să-și adune nepoții la poveste, că vin singuri. Sunt oameni care lasă ceva în urma lor, sunt oameni care trăiesc altfel, sunt oameni care pentru societatea aceasta sunt visători de profesie, dar sunt oameni de care Dumnezeu se poate folosi. Întotdeauna plus Hristos e minune. Blestemul n-avem decât atât. Nu există definiție mai bună, spuneam la Arada Sara, decât al lui George Patton, care a găsit-o la Wycliffe. Știți, Ciprian Droma cu soția lui lucrează la Wycliffe. A fost aici la noi la biserică. Ăștia traduc Biblia în cele mai ciudate dialecte, pe fața pământului, unde se vorbesc doar într-un trip. Nu au găsit cuvânt pentru credință. Undeva pe la în Caucaz. Și când a venit unul acasă, s-a așezat așa obosit de la vânătoare, nu a prins nimic, s-a așezat pe scaun dintr-o dată și a zis că acum se odihnește cu adevărat. Și la care a întrebat, ce cuvânt ai folosit? Când te-ai așezat pe scaun cu toată puterea, cu toată încrederea că nu se rupe scaunul cu tine și pur și simplu simțea odihnă, nevoia aceasta de odihnă. Și a descoperit cuvântul pentru credință. Ăsta-i. Tot timpul suntem agitați, stresați, nervoși. Și credința nu e altceva decât a te pune pe scaunul ăla, a te odihni pe promisiunile lui Dumnezeu. Această odihnire, această odihnă care vine bazată, știind, fiind bazată pe puterea lui Dumnezeu. Da, mă, slab, mă așez pe scaunul ăsta, mă odihnesc în Dumnezeu în credință. Poartă tata de grijă. Poartă tata de grijă. Suntem tot timpul nervoși, stresați, frământați. De ce? Nu avem încredere în Dumnezeu. Tot timpul ne uităm la bani, la cursul valutar. Ne uităm unii la alții să vedem în ochi. Dacă mai fi cineva cu mine, dacă nu mai fi, mă mai iubește, nu mă mai iubește. Dă la Margarete toată ziua. Păcând Hristos zice, odihniți-vă în mine. Odihniți-vă în mine. Credința, am auzit pe câțiva mari Sara, ăștia care sunt prin spate, ăștia sunt mai baptiști. Pentecostalii se pun la noi la biserică, sunt băgate, sunt pe primele rânduri. Baptiștii mai în spate. Eu când vin la rugăciune, mă așez între baptiști. Nu, acolo simt eu că ne putem ruga pe rând. Îi mai aud? Marți aveau probleme mari. După ce le-au spus de cuvânt, ori hotărât, și auzeam, Doamne, zice, mărește în credință. Dar ce era să fac? Să-l scol din rugăciune, să spun să nu se mai roage. Credința noastră nu vine în urma rugăciunii. Zice așa cuvântul Dumnezeu și trebuie citit exact cum trebuie. În Romani 10. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că credință te poți ruga până nu-ți mai rămân pantaloni genunchi. Câtă vreme nu citești Biblia, n-ai un gram, nu primești un bob de credință. Și știți de ce? Pentru că toate minunile sunt consemnate aici. Pentru că aici te întărești când vezi ce-a făcut Dumnezeu. Ce poate să facă Dumnezeu. Dumnezeu care e dincolo, trecut, prezent și viitor. Care transcede timpul acesta. Iisus Hristos, deci al doilea lucru, ne verifică constant credința. Nu să ne rușineze, ci pur și simplu să ne uluiască. Al treilea lucru este acesta din întâmplarea de astăzi. Când dai lui Iisus acest n-avem decât, da, blestemul ăsta de n-avem decât, când îi dai Domnului Iisus Hristos acest n-avem decât, El, cu acest decât, n-avem decât, îl transformă într-un belșug. Dar să-l dai lui, n-avem decât. Eu vreau să spun, bă, domnule, ăsta vorbeam și cu studenții ieri, domnule, predic o Evanghelie a bunăstării, nu predic. Eu predic o Evanghelie decentă. Nu-mi permit să predic o Evanghelie a bunăstării pentru că nu e biblică. Așa cum e înțeleasă astăzi, a prosperității. Nu-mi permit nici să predic cealaltă Evanghelie pe care am auzit-o 51 de ani.
Evanghelia pauperilor, Evanghelia tăiatului cu lama, Evanghelia lumpen proletariatului și a lipselor de tot felul. Cu cât mai sărac și mai nenorocit, cu atât mai iubit de Domnul. Nu. Eu știu un singur lucru, că Pavel scrie și nu numai odată zice, Iisus Hristos vorbește același lucru. Și spune că vrea ca să ne umplă de orice lucru bun, să ne dea din belșug toate lucrurile, ca la rândul nostru să putem să fim o binecuvântare pentru alții. Deci eu nu cred că Dumnezeu vrea să ne bage nouă în sac și în stomac să facem pancreatită, ci vrea ca din ceea ce ne dă El să putem să dăm și la alții. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem lucruri decente în viață, ca să nu fie pentru noi un prilej de maximă durere și necaz tot timpul. Pentru că omul Dumnezeu a zis, nu-mi da mult, că uit de tine. Nu-mi da mult. Dar nu-mi da nici puțin, că mă apuc să fur. În momentul în care n-am pâine, sărfă stăgar de la altul. Așa că dăm pâinea aceasta și dăm să pot rupe din ea o bucată, să o dau și la altul. Ei bine, problema asta e a ruperii pâinii aici. E a frângerii pâinii. Eu aș vrea ca anul acesta să vină peste dumneavoastră, dacă anul 2018 nu a fost așa, aș vrea ca anul 2019 să fie un an al belșugului. Eu ce vorbesc când vorbesc despre belșug? Nu mă refer numai financiar. Dacă numai atât au fost fizic, sănătatea ta, zice, mă rog, preibitule, să-ți sporească sănătatea, zice Pavel lui Timotei. Știu că ai probleme la stomac, zice Pavel. Mă rog ca sănătatea ta să sporească. Mă rog ca dragostea ta să sporească. Poate că am avut numai atâta dragoste anul ăsta. Poate că am avut numai atâta răbdare. Nu avem decât atâta răbdare. Mă nervez așa într-o secundă. Mă rog să sporească răbdarea ta. Mă rog să sporească pacea inimii tale, că nu mai ai. Mă rog să sporească dragostea în casa ta, ca să nu mai vă aruncați unul pe altul ca leii. Mă rog, zice Sfântul Apostol Pavel, și ne rugăm și noi. Mă rog să aveți bunăstare în toate lucrurile. Să aveți din toate. Să nu fiți datori nimănui. Asta e important lucru. Să nu fiți datori nimănui. Să puteți să dați voi la alții. Nu ca să căutați să luați de la alții. Mă rog ca toate aceste lucruri să sporească. De cum vine belșugul? Că toți ne-am dorit belșug de toate felurile. Spiritual, fizic, material. Ne-am dorit belșug. Cum vine belșugul? Respectând rețeta lui Iisus. De aici, din întâmplarea aceasta. Primul lucru care trebuie să-l faci în 2019, ca să vină peste tine belșug de tot felul, uită-te la cer pentru ajutor. Uită-te la cer pentru ajutor. Știți ce face Domnul? Ce avem? Păi niște pâini, pește. Tată, zice Iisus. Dintr-o dată, El era Dumnezeu. El putea să se uite în jos. Și zice, Tată, fă o minune. Nu băgați de seamă că în momentul în care avem un necastor la pământ, ne uităm. Mă, cine mă poate ajuta? Automat. Ce medicamente compensate sunt pentru asta? Ce avocat avem acum? Mai dă-ne banca, oare un împrumut mititel și drăgălaș. Automat ne uităm la pământ. Cine ne poate ajuta? Iaud, și când ești bolnav și când ești disperat, normal că apelezi la o grămadă de lucruri, îi văd, vin la noi la biserică, schelete ambulante și zic, ce zici, frate păstor, de medicină nu știu mai care? Ce ai zice dacă aș face cura? Nici nu știu cine e ăla. Zic, despre ce e vorba? Oamenii sunt disperați. Tot aici se uită. Vrei belșug? Sus. El e Domnul belșugului. El e Domnul belșugului. În Psalmul 121, versetul 1 și versetul 2. Și David ridică ochii spre munți. În sus, adică. Doar nu vrută să urce la padie și să vadă câți brazi au mai rămas. Îmi ridic ochii în sus. De unde îmi va veni oare ajutorul? De la oameni? Dacă te uiți în sus, nici cum. Deci ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul, acolo în sus. Spunea Gustave Flaubert, autorul, moșa, Madame Bovary, zice la oameni, dacă oamenii ar privi tot timpul cerul, ar sfârși având aripi cu toți. Dacă numai în sus ne-am uitat, nouă ne-ar crește aripi în loc de mâini. Dacă de vreme ne uităm pe pământ, ne cresc mâini, ca să ne putem bate cu ele,
ca să putem săpa pământul, să scoatem cartofii. Dacă am privit în cer, spre cer, ne-ar crește aripi. Are dreptate francezul. Are dreptate. Când ai probleme la serviciu, în casă, în suflet, în minte, ridică-ți privirea în sus. Asta a făcut-o Iisus. Deci ăsta e primul pas spre belșug. Al doilea lucru pe care vreau să vă spun. Mulțumește-i pentru puținul pe care îl ai. Pentru că n-avem decât. Bun, dați-l la mine, zice Iisus. La ăștia în mână n-avem decât, era blestem. Atât avem. La Iisus, acest n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Bun, e puțin. Ce facem cu puținul ăsta? Bagă-l aici, sunt bambon. Mă, nu. Acest puțin arată-i lui, tot am. Numai atâta credință mai am. Numai atâta răbdare și pace în suflet. Resurse materiale, asta mi-e pensia. Asta. Spune-i, nu încerca să-l minți că știe ce ai, ce fluturaș ai, ce scrie pe fluturașul de la serviciu, pe ăla de pensie. Știe, nu? Păi el nu-l surprins pe Domnul. Erau puține pâinile și peștii, dar Hristos a binecuvântat pe Tatăl pentru ele. Marea noastră problemă este că atunci când avem puțin, nu mai binecuvântă nimeni pe Tata. Dar numai atât am. Așteptăm să-L binecuvântăm pe Tata când vom avea traista plină. Hristos l-a binecuvântat pe Tatăl când avea decât atât. Puținul ăsta. Îți mulțumesc pentru puținul ăsta. Intrați cu mulțumire, spune cuvântul Dumnezeu, pe porțile Lui. Dacă cei de la tehnic mai au curent, nu știu ce fac ei săraci, că bubuiturile acestea, știți, când bubuie așa câte ceva pe acolo, pe în spate, mă gândesc încă 2000 de euro s-au dus. Bun. Haideți să vedem un tablou. Să vă arăt puțin tabloul ăla, dacă nu s-o prăjit calculatorul, că am simțit un miros. Mi-a dat, apropo de asta, până când puneai tablou, mi-a dat un frate o sugestie, că dacă am transmite 3D, adică să se simtă în interior, am zis, nu numai că transmite în 3D, o să dăm și miros de tămâie în casă, să... dacă putem să-l pregătim. Avem, dacă nu-l avem, nu e o problemă, să spuneți, nu vă agitați, că nu avem. Ce înseamnă semnul ăsta? Da. S-a oprit. Să vă povestesc despre tablou ăsta. De ce am vrut neapărat să vi-l pun? În 1656, un pictor olandez, Nicolaes Maes, se duce întâmplător în casa unei femei bătrâne, unei bătrânici. Și pictorul acesta e invitat la masă de femeia respectivă. Femeia așează pe masă niște pâine, o să o vedeți acasă, de-aia am vrut să vi-l pun acum, pentru cei care nu aveți calculator, sper să vedeți ceva. Femeia așează o bucată de pâine neagră, mănâncă bio, o bucată de brânză și ceva supă într-o ulcică. Și în momentul, încercăm să vedem cât se poate vedea din televizorul ăsta a apărut, dar și o pisică mai jos, Nicolaes Maes, o să duceți acasă. Femeie bătrână mâncând, în sfârșit. Dar femeia respectivă se roagă acum, mulțumim Dumnezeu pentru puținul acesta. Pentru puținul acesta. Pare rău că nu puteți să-l vedeți acum, că lasă-l că îl văd acasă, poate îl punem mai încolo. Sper să se fie ars ăsta. Îmi doresc foarte mult că îl urăz din toată inima mea, videoproiectorul. Am zis să cumpărăm unul mai bun atunci. Și femeia aceasta se roagă și ceea ce l-a impresionat pe pictorul acesta olandez a fost faptul că rugăciunea ei a fost atât. A ridicat ochii în sus, o bucată de pâine, brânză și ceva în ulcica aceea și a zis, totul de la El. Asta a fost toată rugăciunea. Impresionat, s-a dus acasă și a zugrăvit-o. Totul de la El. E nevoie de rugăciune mai multă la masă? Nu. No. Că recunoști că toate îți vin de la El. Că recunoști că toate le ai de la El. Că recunoști că Dumnezeul tău îți este și rădăcina și frunza. Și rodul. Că recunoști că nu mintea ta, nu norocul, nu prin ce ai trecut în viață, nu faptul că ai știut să te descurci,
nici măcar vârsta pe care o ai, funcțiile pe care le ai, părinții cu care ai pornit în viață și care ți-au lăsat ceva. Toate acestea sunt nimic. Totul de la El. Acest duh de nemulțumire să-l mustre Domnul. Pentru că anul acesta puțin i-ați mulțumit lui Dumnezeu din cauza faptului că n-ați avut decât atât. Nu e o problemă că n-ai decât atât. Dă-i lui să vezi ce poate face cu el. Problema voastră a fost că n-ați avut decât atât, dar ați ținut de el. Ați ținut. La modul maxim și nu i l-ați dat lui. Unul dintre lucrurile pe care le discutam ieri cu studenții era faptul că oamenii care au 200-300 de lei, 400 de lei pe lună, nu se sunt datori să dea zeciuială. Pentru că n-au decât atât. Și blestemul funcționează. Pentru că în cartea mea, în Biblie, văduvele dădeau cam tot. De-aia n-avem decât. Dar povestea e lungă. Povestea e lungă. La noi, bogați să dea, să învețe minte de altă dată. Nu ne-am despărțit de comunism. E aici. Îl simt după 30 de ani în biserică. Miroase. Mai este ceva ce vreau să vă spun în dimineața asta. Prețuiți valoarea frângerii. Pentru mine e important cuvântul acesta că Hristos a frânt pâinea aceea și a dat-o. De ce nu a mâncat-o întreagă? Nu putea să facă minunea asta, să coboare pâini întregi din cer. De ce trebuia neapărat să rupă pâinea aceea? Pentru că niciodată să nu blestemați frângerea din 2018. Când Hristos vrea să facă oamenii noi să ne folosească primată, ne frânge, ne zdrobește, ne rupe. Am vrea să fim întregi înaintea Domnului. Nu funcționează. Hristos ne vrea zdrobiți. De aia nu se pocăiesc oamenii. Nu-s gata de frânt. Nu-s gata de frânt. Dumnezeu prețuiește lucrurile frânte, sparte. La noi când sparge un lucru, e bun de aruncat. La Dumnezeu e bun de folosit. La noi când e frânt un lucru, e bun de aruncat. La Dumnezeu e bun de folosit. Dumnezeu a făcut minuni cu un anumit, cu Maria, să zicem. Dar minunea aceasta, Marie, nu s-a putut face decât după ce s-a spart sticla. Abia atunci s-a simțit aroma. Când l-a vindecat pe cel bolnav adus de 4 prieteni, vindecarea nu s-a putut face până nu s-a frânt acoperișul, până nu s-a spart acoperișul. Trupul lui Hristos zice că a fost frânt pe cruce și abia atunci a dus mântuirea. Dragilor, Gedeonul trebuie să spargă vasul și vasele soldaților lui ca să se vadă lumină. Nu disprețuiți frângerile lui Dumnezeu. Pentru că în Psalmul 55 cu 17 zice David și îl știe mai bine ca el, ăsta e profesor, zice jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. De ce nu un întreg? De ce un duh zdrobit? Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. De ce Dumnezeu te folosește așa de bine după ce te pune în teasc? După ce te zdrobește, după ce te frânge? Pentru că abia atunci iasă ce e bun din tine. Căutăm să ne păstrăm întregi. Dar fraților, întregi nu sunteți decât ca acele spice de grâu. Știți cu cine își fac fetele poze în lan? Cu spicele goale. Dacă vă duceți și vedeți un lan de grâu în iulie, veți vedea de multe ori, mai ales după ce a trecut o furtună în 18 iunie, veți vedea că spicele pline de grâu îs cu nasul în pământ. Și cele care n-au niciun bob de grâu în ele, stau drepte, așteptând poza salvatoare. Asta e. O grămadă de oameni stând drepți și goi înaintea lui Dumnezeu. Am ajuns la concluzia aceasta că cu cât un om rodește mai mult pentru Dumnezeu, cu atâta să pleacă mai tare. Inima bun de călcat în picioare. Inima bun de bajocorit. Nu, la noi eroi sunt importanți, de care stau drepți. Dumnezeu zice, zdrobește-te, frânge-te, umilește-te, că vreau să lucrez cu tine.
Ultimul lucru și cel mai greu, dacă vrei cu adevărat să trăiești belșugul în 2019, nu-i suficient doar să aduci lui Dumnezeu ceea ce ai. Nu-i suficient să-i mulțumești și să privești spre cer. Nu-i suficient să prețuiești valoarea frângerii. Mai trebuie să mai faci ceva. Și asta e cel mai greu lucru. Serviți pe alții înainte voastră. Serviți, nimeni nu zice amin. Poporul nu i-a răspuns niciun cuvânt. Serviți pe alții. Nu știți că m-am adresat instinctului vostru de supraviețuire pe care Duhul Sfânt nu l-a bătut cu parul. E viu. Instinctul. Pus mâna pe os, nimeni. Mă, au apărut pește. 5. Unde a fi fost băiatul? Vreți să vă spun eu, unde a plecat băiatul cu 5 pâini și cu 2 pești? O lasă aici, zice Petru. Și du-te la mamă, tătă. El dispare. O dispărut împins din unul altul. O ieșit din cerc. Nu, bine atunci. El cu traista goală, mă duc că poate mai rămas niște măcriși pe drum. No, bun. Apar cu pâinile la Iisus. Nu avem decât atâtea. Ce zici că facem cu ele? Le mâncăm noi, zice Domnul. Nu s-a gândit Petru nicio clipă că staful nu mâncă primul. Nu s-a gândit. Apoi cine împarte, parte și face, zice românul Petru. Ascultați-mă. Stăteau toți 12 lângă Iisus, lângă Domnul. Toți 12. Iisus cu 5 pâini și 2 pești. Dați-le să mănânce. Dați-le să mănânce ei întâi. Ce rămâne mâncați voi? Da? Mă, s-au gândit în timp ce frângeau la ceilalți. Sper să ne mai ajungă și nouă minune până la capăt. Că putea să se întâmple, să se termine minunea pe la ei. Deci Petru se simțea și el că... Nu o să fiți binecuvântați 2019 până nu mănâncă alții înaintea voastră, din ce aveți voi. Care e problema, pastore? O să vă spun care e problema. Câte coșuri de fărâmituri au strâns după aventura asta? 12. Câți ucenici au fost? 12. Iată că începe să meditați. Începe să meditați voi. O zis la sfârșit, să vină staful. După ce au mâncat toți și s-au săturat din pâine întreagă. Zice fiecare dintre voi, Iuda, coșul de Ioan, Iacov, coșul, Petru, coșul de fărmituri. Asta vreți de la viață. Eu asta vreau. Asta. Pentru că nu vă vine să credeți ce înseamnă un coș cu fărmituri care ți-l dă Dumnezeu. Ei ori mânca fiecare câte o pâine. La ăștia le-a rămas un coș cu fărâmituri. Vă rog să mă credeți că a fost de 1000 de ori mai câștigați staful cu fărâmiturile, cu coșul în brațe decât aia la alții. Pentru că în momentul în care mănâncă alții înaintea voastră, Dumnezeu va ține cont de asta. Și fărâmiturile care credeți voi că vi le lasă, nu se mai termină niciodată. Nu se mai termină niciodată. Vreau să vă mai spun ceva. Ce e cu fărâmiturile astea? Nu vom fi binecuvântați în biserică niciodată dacă nu lăsăm să mănânce alții în față. Oamenii vin la casa lui Dumnezeu așteptând mereu ca ei să fie serviți primii. De aceea sunt atâția spectatorii poporul Domnului. Pentru că toată lumea are nevoie de scaunul lui, de pâinea lui. Și să-i fie pâinea întreagă. Pentru că el are drept să fie slujit.
asta văd. Că eu când vin aici în casa lui Dumnezeu, aș vrea și eu să stau să mănânc o pâine, să mă pot ruga, să pot să n-am niciun gând decât să mă gândesc doar la mine. Dar Dumnezeu nu mă lasă decât cu fărâmiturile slujirii. Pe oamenii ăștia care sunt cu noi și slujesc. Mulți îi judecă încă cei mai nepocăiți oameni, că ei n-apucă să cânte, n-apucă să se roage. Ăștia nu se roagă în veac. Numai fărâmituri au. Rar se mai întâmplă că cineva mai vine și te bate pe umăr și zice: ai făcut o lucrare bună, bravo. De obicei ajungem să mâncăm ultimii. Toți care slujim, nu-mi plâng de milă. Pentru că am crescut într-o familie unde bunica mea, când tăiam o găină, ea își păstra gâtul. Mâncați voi, zicea. Mie nu-mi place. Eu zicea, asta îmi place cel mai tare. Gâtul de la găină. Tot alegea pe oasele alea unul după altul. Eu chiar credeam că e adevărat. Eu așa știu, așa am crescut. Crezut că îi place. Zicea bunica mea, cea mai bună carne. Uite pe gât. Nu o să fim binecuvântați decât dacă tot ce facem facem ca alții să fie binecuvântați și noi, dacă știm să ne lăsăm la urmă, Dumnezeu ne va binecuvânta mult. Știți, în Vechiul Testament era cuvântul întâi eu. S-a dus Ilie la văduvă. Văduva, faci plăcintă, ce zice la văduvă? Dar întâi mănânc eu. În Vechiul Testament, întâi mâncă prorocul. În Noul Testament, ce Hristos, întâi mănâncă ei. Noi ceilalți, ce rămâne? Când te-ai rolat în echipa de închinare sau în cor, sau în orice lucrare de slujire a bisericii, trebuie să-ți asumi de la bun început ideea. Ei mănâncă primii. Tu mănânci gâtul de la găina lui Dumnezeu. Atât. Dacă știi că ai nevoie să fii servit, știi că ai nevoie de o pâine întreagă, atunci să nu vii. Că nu e rost de pâini întregi. Slujitorii mănâncă fărâmituri. Toți. Întâi Domnul trebuie să mănânce. Haideți să vedem în ordinea, ca să nu avem probleme. Întâi Domnul, dacă vrea să fiți binecuvântat. Cât ai avut în mână? Mână, în mână, pensie, cât ai adus acasă? În prima zi. Cât ai avut salariu? Atât. Ce ai făcut? Ai vândut 7 iepuri luna asta? Ai vândut 2 porci? Atât. Întâi Domnul. I-a luat toți banii, nu primată, cafeaua și încălzirea și lemnele pe iarnă și zăp și vedem ce mai rămâne. Nu, nu, întâi mănâncă Dumnezeu. 10% i-am pus deoparte. Atunci mi-e mai ușor, întâi mănâncă Domnul. După aceea să vedem apoi ceilalți, ce aș putea face. Poate că nu e vorba de bani, poate e vorba de timp. Poate e vorba de mașină, duc întâi alții. Este vreo nevoie care trebuie împlinită? Întâi alții. Și ce rămâne? Mănânc eu. Dar atunci vei avea belșug. Atunci vei avea belșug. Știți, pocăiți au ajuns săraci, mulți dintre ei. Dar n-au ajuns săraci în sărăcie. Pentru că așa au vrut Domnul. Și au ajuns mulți pocăi săraci din prea multă lăcomie, din prea puțină credință în Dumnezeu și din prea puțină dărnicie. A fost lacom pocăiții. Și au zis Dumnezeu, vrei să mănânci tu? Bagă-i. Bagă-i până când ajungi la ciorba săracilor.
Asta să faci. Să ții, să fii zgârcit. Să tai coada la pisică și să mori în blidul de tăiței cu capul. Ultimul. Visând Meca. Blestemul acesta, cu blestemul acesta, frate, dar n-avem decât atâta. Cu blestemul acesta, frate, n-avem... Sau întâi eu trebuie să am, eu am drepturi. Așa se ajunge la sărăcie adevărată. Vorbesc și material și spiritual. Și spiritual cum vine pastore, simplu. Toată ziua întâi eu. Doamne, binecuvintează-mă pe mine, binecuvintează casa mea, binecuvintează locul, binecuvintează, Doamne, pe mama, binecuvintează pe soacră mea, binecuvintează, Doamne, Dumnezeule, copiii mei, ajută-l pe Janina să ajungă, ajută-l pe Ghiță, ajută, Doamne, Dumnezeule, Tu cunoști nevoile mele. Opriți-vă, mă. Voi chiar vreți să rămâneți tot timpul sub blestem? Întâi ei, dacă vrei ca Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, mult, enorm de mult, roagă-te pentru ei și îți garantez că dacă nu mai e timp pentru tine, și Dumnezeu, lască de problemele tale, mă ocup eu. De aia nu avem răspunsuri la rugăciuni, că nu avem nici mulțumiri, nu avem nici laude, nu avem nimic, numai noi. Cu noi începe rugăciunea, cu noi se sfârșește. Cu nevoile noastre. Nu-i binecuvântare. Dumnezeu vrea ca întâi alții și spiritual. Nu există oameni mai fericiți pe fața pământului și mai binecuvântați decât mijlocitorii. Știți, societatea noastră, mă apropiu de încheiere, societatea noastră, și eu nu mi-am mai tomnit ceasul, o fără un sert, am eu. Scadodă. Deci, societatea noastră de obicei promovează această servire a ta, tu să te simți bine. Să vă explic. Tot ce vedeți acum nu e altceva decât pe mine pus în centrul universului acestuia, nu pe alții. Oamenii sunt mai interesați de autoservire decât a oferi servicii altora. V-a spus întrebarea aceasta de ce. Haideți să vă dau un exemplu de la Peco, pe vremuri. Și o să vedeți cum s-o schimba lumea. Mergeam la Peco, aici, în România sau în altă parte. Trebuia să-mi pun benzină. Apărea cu pompa. De cât vreți să puneți 200. Băga pompa înăuntru. Nu mai vedeam că vine în fața parbrizului, spăla parbrizul. După aceea venea să uita la faruri, mai arunca niște apă pe faruri. Când a fost în Viena, în Austria odată, deci în timp ce băga benzina, el îmi verifica presiunea în roți. M-am dus înăuntru să plătesc, gândiți-vă, când m-am dus era cu capota ridicată, zic că fură motorul, românul. El cu joja, el se uita la nivelul uleiului meu, verifica ulei, verifica nivel de aer, îmi băga benzină și îmi spăla parbrizul. Pentru că se simțea dator să ofere un serviciu. Nu-i trebuie bani, nu-i trebuie nimic. Absolut. Dar așa era slujba. Acum, nu mai ies din cabina lor. Te duci singur dacă vrei. Descurcă-te. Cum să bagă? Te duci, dai banul, ți-ai mașina, ți-ai pompa, nu mai știi folosi chestia cu furtunul, nu știi de unde să dă drumul. Nu se mișcă. E ca Decebal către popor, ultima parte. Niciun cuvânt. Așa trăim. Așa trăiesc pocăiți astăzi. Pe vremuri alergați după frați, sărutați, prindeați în brațe, frați, hai cu ce te-aș mai putea ajuta astăzi? Ce aș putea să mai fac pentru voi? Acum nu faceți decât ce sunteți datori să faceți. Să se autoservească fiecare. Nu veți fi binecuvântați până nu veți oferi servicii complete altora. Întâi alții și apoi voi. Să vadă dragostea voastră, să vadă pacea voastră, să vadă purtarea voastră de grijă. Oamenii nu au nevoie de foarte multe evanghelie. Au nevoie ca noi să semănăm cu Hristos. Abia atunci vor avea nevoie de evanghelie. Până atunci nu citesc ăștia Biblia. Oamenii vor să vadă slujire de la fiecare dintre noi. Știți cu ce vreau să închei? Cu Moise.
E extraordinară idee cu Moise. Moise, toiag. Dumnezeu vrea să-l trimită pe Moise departe. Să-l trimită să ridice poporul din starea în care era. Și Moise, da, ce-s bătrân, a fost ucigaș, n-am nimic, mă pot duce și nu pot nici vorbi. Și Dumnezeu zice către el, ce ai în mână? Un toiag. Toiagul meu, făcut frumos, 40 de ani, eu vă vreme să-l fac. Vă spun eu, ce toiag din lemn, ce bociocă. O scris numele soțiilor. Tot toiagul era numai nume. Stătea rezemat în el. Ce ai în mână? Un toiag. Aruncă-l, zice, în fața mea. Uitați gestul. Aruncă în fața Dumnezeu. Ce vrea cu toiagul? Din toată strasă, mă, toiagul într-un șarpe. Și ce-o vreau, Moise, în clipa aceea? Să înțepenească. Nu a avut vreme, că zice Dumnezeu, apucă-l de coadă. Deci eu vă garantez, cum au ei haina aia lungă, deja s-o pregăti că nu puteai fugi dacă nu ridicai o lecuță. Gest care l-a uitat o grămadă de surori. Bun. Deci 100 de metri tufișuri. Apucă-l de coadă. Nu fă treaba asta care clopoței. Și l-a apucat de coadă. Așa a zis Domnul. Așa vorbește Domnul. S-a transformat înapoi în toiag. Și ce spune Dumnezeu? Imediat. De aici încolo, toiagul ăsta nu va mai fi toiagul tău, pentru că l-ai aruncat la picioarele mele. Am vrut doar să vezi ce pot eu face cu o bucată de lemn, de corn. De aici încolo, ce Dumnezeu, e toiagul meu. Și așa s-a numit. Și așa alau evreii serviciul lor Mossad ascuns în chivot. Pentru că toiagul acela a trecut la Aron în mână, dar nu mai era nici al lui Aron. Așa cum toiagul acesta a trecut de la bătrâni, la noi, cum va trece la alții, dar nu e a nostru, e a lui. Câtă vreme îi a fost, ce Dumnezeu n-o bate oile cu el. În momentul în care l-a ținut în mână, toiagul respectiv, ce Dumnezeu de aici încolo e al meu, Moise, ți-l dau ție. Când a ajuns în fața Mării Roșii și tot Egiptul călare pe cai și faraon, nu a avut niciun fel de problemă cu el. Când l-a zis Dumnezeu, întinde-l peste apă. L-a întins peste apă și s-a împărțit Marea Roșie în două. De ce? Pentru că nu mai era toiagul lui. Era toiagul lui Dumnezeu. Deci dacă ai puțin ceva, aruncă la Dumnezeu și să vezi ce poate face Dumnezeu cu puținul ăla. Doamne, n-am decât un trup bolnav. Aruncă la mine, zice Domnul. Doamne, n-am decât o minte anxioasă. Aruncă la picioarele mele. Știți de ce avem noi probleme? Pentru că suntem noi încă suntem noi. Dacă zice Dumnezeu, aruncați-vă la picioarele mele și de aici încolo sunteți ai mei și veți vedea ce pot eu face cu un om bolnav și singur. Ce bani ai? Atâția numai am. Aruncă-ți la mine, ce Dumnezeu. De aici încolo sunt banii mei și să vezi ce poate face Dumnezeu. Deci când v-ați rugat ultima dată zicând, Doamne, asta e a Ta, firma asta e a Ta, banii aceștia sunt ai Tăi, necazurile astea ți le dau Ție toate. Îți dau puținul ăsta, ce l-am în casă, în viață, în trăire, ți-l dau Ție. Nu vom fi binecuvântați decât până nu vom înțelege că întâi trebuie să mănânce alții, că Dumnezeu cu o fărâmitură poate să facă minuni. Știți, Otilia, putem cânta Nimic Nu Sunt. Așa am venit pe loc acum. Hai să vedem, poate eu ai scris-o undeva. Nimic nu suntem, dar în mâna lui Dumnezeu suntem totul. 14 ani aruncă la picioarele mele, zice Domnul. 19 oameni
aruncă la picioarele mele, Cristi. Dacă ții la tine la picioare, vom deveni toți elevii lui Gamaliel. Dar dacă aruncăm la picioarele Domnului, vor deveni elevii lui Iisus. Asta simt să vă spun și asta mi-a pus-o Domnul pe inimă marți. Nu vă mai blestemați. N-am decât atâta. Să nu mai ziceți asta niciodată, că e cel mai mare blestem. Eu știu că n-aveți decât atât, dar tăceți din gură, aruncați-l la picioarele lui Hristos. Dacă numai un toiac v-a rămas, dați-l lui, că Dumnezeu va aduce peste fiecare dintre voi belșug. Și belșugul acesta nu se răsfrânge numai la pungă, că românul se gândește la belșug și la burtă cu cureaua de 112 cm. Nu, nici vorbă. Nici vorbă. Belșugul se referă. Eu doresc și vin împotriva acestui duh de prelungire a listei de rugăciune. Să știți. Ceva nu e în regulă. Prea mulți bolnavi. Ori toți vin la noi, ori deja se îmbolnăvesc cu oamenii. Prea mulți în poporul lui Dumnezeu. Cine mai merge pe munți să vestească Evanghelia? Noi suntem bolnavi. Toată ziua cântăm cântări despre bolnavi. Toată ziua alergăm la doctori. Când zice cuvântul lui Dumnezeu că vrea ca să trăim și în vindecare. Când spune cuvântul lui Dumnezeu că vrea să trăim și în belșug, să putem să dăm la alții. Când spune cuvântul lui Dumnezeu că vrea ca să putem să avem noi, să putem da la alții, și aici nu mă refer numai la bani, nu mă refer la mașină, nu mă refer la haine, mă refer și la zâmbet. Cum să faci pe altul optimist când tu ești cu figură de mormântare? Cum poți să vorbești altora despre pace când tu nu ai? Ne cheamă Dumnezeu în 2019. Întâi alții, mâncați fărămiturile care rămân și vă garantez că vă veți sătura. Haideți să cântarea asta o avem. Și facem să pregătim o cântare de final cu toții, dar cântăm cântarea asta de început, da? Nimic nu sunt, spune. Să vă aduceți aminte de ea. Și mă rog în această dimineață ca Dumnezeu să vă ajute să aruncați toiagul vieții dumneavoastră în mâna lui Iisus Hristos. Pentru că prea am ținut El în 2018. Nimic nu sunt un strop de tine în care ai pus un bob de grâu, un ciob în care ai pus lumină, pustiu din care
toți împreună împotriva unui blestem. Blestemului n-avem decât. Aruncați acest n-avem decât la picioarele lui Hristos și veți vedea ce poate face Domnul cu n-avem decât. Toată biserica se roagă. Așa Tu ne spui cu puterea care o avem să mergem înainte și Tu ești cu noi. Doamne, aș vrea cu ceea ce am, cu ceea ce simt, cu ceea ce sunt, cu ceea ce mi-ai dat să pot veni la picioarele Tale și să spun, Doamne, Ți le închin și Ți aparțin și eu și tot ceea ce am, ca Tu să poți să lucrezi cu puținul meu și să-L înmulțești ca să hrănești pe alții. Doamne, pot găsi binecuvântarea în Tine și în această formă ai promis-o că o voi avea de plin. De aceea îți mulțumesc pentru oportunitatea care mi-o dai ca să mă așez la dispoziția Ta cu puținul meu, ca Tu din puținul acesta să faci măreția. Tată din ceruri, mulțumim pentru dimineața aceasta. Mulțumim pentru ce ne-ai învățat, pentru rugăciunile ascultate. Plecăm spre casă de aici. Încă o mai numim casă, bucata de cărămidă în care am făcut sau nu foc. Te rugăm să fii cu noi pe drum. Să nu blestemăm nici zăpada aceasta, pentru că în cer nu va mai fi. Te rog în această dimineață, poartă-ți poporul din biruință în biruință. Venim împotriva acestui blestem, n-avem decât, și să spunem că cu Tine avem totul. Dacă puținul nostru în mâna Ta se pune, e biruință. Numele Tău să fie lăudat. Și haideți încă o dată ultima strofă, refrenul de fapt acestei cântări. Nimic nu sunt, nimic sub soare. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar Tu ai dat tot pentru nimic. În veci să fii mereu mai mare, iar eu să fiu în veci mai mic. Nimic nu sunt, nimic sub soare, dar Tu ai dat tot pentru nimic. În veci să fii Tu mereu mai mare, iar eu să fiu în veci. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cer și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Îmbrățișați-vă. Veți pleca de aici și veți fi foarte atenți la comenzile oamenilor de ordine ca să puteți ieși din parcare. Aveți grijă cum plecați spre casă. După masă de la ore 17. Dumnezeu să binecuvinteze România oriunde s-ar afla.